Așa, da! Și am ajuns, dragi prieteni, la cea de-a cincea vedetă. De când s-a născut, Ala și-a dorit să trăiască în România Mare. Acum 10 ani a părăsit plaiurile natale, a plecat din Basarabia și a venit aici pentru că este îndrăgostită de limba română. O cunoaștem cu toții pe Ala. Copiii mei au zis că, mami, tu te-ai dus la Ploaia de Stele cu cel mai urât cântec din lume. Dar asta noapte n-am dormit, mai trai la fără, dar mai repede. Da, asta să ne-am ieșit, mai trai la. Îmi place folclorul românesc de nebunesc. Vin din partea Olteniei, dar de origine sunt din Basarabia. Acolo am părinții, acolo am frații, surorile. Jâu da bă, jâu da bă, jâu da bă, din Caroli. Vreau ca mama mea să mă vadă. Mi-e dor de ea. Am doi băiețoi năzdrăvani și cu gândul la Ploaia de Stele și cu sărbătoarea aceasta frumoasă care am avut-o, Paștele, i-am uitat la țară efectiv. M-am trezit că trebuia astăzi să urc în tren să vin la Ploaia de Stele și când am zis, dar copiii sunt în vacanță la țară, când pleacă la școală? E o persoană care ne dă foarte multe lecții de viață. O ploaie unică de stele, noi suntem ca ele. Vai, ce senilă ești! Bună seara, Ala, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Arăți extraordinar de senilă. De senilă? Senilă, da. Nu sunt, cred că seninătate am sau n-am. Hai, povestim repede care e chestia cu senilă și cu... Repede? Da, cred că eram la începuturi când am pășit granița în România și confundam sensurile cuvintelor și mai tu acum o față atât de frumoasă și o să-ți spun, vai Cosmin, ce senil arăți! Ești extraordinar! Așa mi s-a întâmplat mie cu cineva. Așa ai pățit. Spune-mi, acum ai probleme cu limba română, nu? Nicio problemă, absolut. Când ai fost ultima dată acasă în Basarabia? Păi, Paștele celălalt. Mergi des sau? Nu, până la acel Paște am fost din 2 în 2 ani. Aha, câți frați ai? 4 frați, 4 surori. 8 sunteți sau 8 cu tine 9? Cu mine 9. Ei știu că tu cânti la Ploaia de Stele, se vede acolo în Basarabia, România 1? Nu peste tot, deci mai ales în comune nu sunt, deci ei se vor deplasa undeva, bănuiesc la sora mea, la... Da, mama ta cum va face ca să vadă emisiunea? Nu știu, probabil că sora mea va avea grijă ca să o ia să se ducă ori la Căușeni, ori la fratele la Tighina. Oricum o să-i povestești mamei tale, o să-i scrii și o să-i spui tot ce s-a întâmplat, nu? Da, bineînțeles. Dar n-ai vrea să-i spui chiar acum? Bună seara, doamna Maria! Bună seara, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Vorbește cu mama! Parcă a fost vocea ei! E vocea ei, sigur. Doamna Maria! Da! Spuneți-i două vorbe, Alei! Alina! Hristos a înviat! Adevărat a înviat, mama! Succes, da! Ploaie de Stele! Mulțumesc, dar unde ești? Să rămână! Unde ești, la cine? La Nantu Mihail! Da? Te rog, pentru toată lumea, Hristos a înviat și acolo, în Basarabia, sănătate tatălui meu și îți mulțumesc ție atunci când m-ai născut și mi-ai pus numele Ala și tatălui meu care la maternitate ți-a adus acel pick-up și discul cu Ala Pugaciova. Iar astăzi voi cânta Arlechino pentru toți. Doamna Maria, eu vă mulțumesc frumos și vă spun și eu, Hristos a înviat și toate cele bune acolo, incredibil. În Basarabia. Vă iubesc. Nu-mi vine să cred, ce mi-ați făcut? Nu ți-am făcut, dar nu te-ai bucurat. Vai, m-am bucurat, dar ajuns să plâng de bucurie, extraordinar, nu-mi vine să cred, tremur. Hai, revină-ți acum, trage aer în piept. Bine. Așa. Și aș vrea să ne amuzăm puțin și ai doi băieți, nu?
Da. Dar ce au spus ei când au aflat că vii la Ploaia de Stele? A. Cred că o să vă spună ei, o să-i întrebați. Pentru că au fost foarte nemulțumiți că eu interpretez de ce pe Ala Pugaciova. Puteai să iei și tu Shakira, Britney Spears, ce e Ala Pugaciova? Bun, deci în această seară te supun că nu vei fi nici Shakira și nici Britney Spears. Nu. Vei fi? Ala Pugaciova. Pe idolul meu l-am cunoscut într-adevăr de când m-am născut. Pugaciova e puternică și femeia care știe să ascundă orice greutate și să-și atingă scopul. Să ne... Aici doresc un pic o zi dintre stări, când așezi fi un pic triste pentru că după aceea îți bucuri. Ai să pierzi acel moment dacă nu-l punctezi ca atare. Tu? Am impresia că ești actriță. O mică actriță. Știi ce-i rol la ochii la... Da. Transmisia de pește. Tu cânti cu ochii închiși. Uite, și gesturile, e ca pe scenă la teatru. Așa, rochia lungă, iar când desfăcea mâinicele, erau niște ca niște aripi de fluture. Ana, îți mulțumesc, mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă, Poarta Galactică e acolo și te așteaptă. Te sărut și eu. Vă invit acum să ascultați povestea unui arlechin care o viață întreagă a jucat la circ. Nimeni nu știe însă că în spatele fiecărui zâmbet se ascunde câte o lacrimă, pentru că arlechinul Alei Pugaciova trăiește în sufletul lui o dramă. Doamnelor și domnilor, la Ploaia de Stele cântă Ala Pugaciova! Bigu, bigu, dar roga mi-e cantat.
Monica, mă. Ну что ж, Арлекиня видна, неплохой. Super. Dăm voie să te ajut și să te felicit în același timp. Te rog. Până să vorbească juriul, Alina e în public alături de cei doi băieții tăi. Avem o mică surpriză pentru tine. Iată, înainte de a afla părerea juriului, eu aș vrea să aflăm mai întâi părerea copiilor tăi. Iată, sunt aici alături de băieții tăi, doi băieții absolut adorabili, Sorin și Robert. Ia spuneți-mi, v-a plăcut cântecul mamei voastre? Da. Da? Ție ți-a plăcut? Nu așa de mult. Nu așa de mult? Dar cine ți-ar fi plăcut să fie mama ta în această seară? Nu știu. Cum nu știu? Shakira, Britney Spears, ceva sau Alla Pugačová? Tot. Tot? Tot? Ție ți-a plăcut? Ție cine ți-ar fi plăcut să fie în seara asta? Tot Alla Pugačová. Tot Alla Pugačová. O jumătate. Dar convins în seara asta. Dacă nu veneam la Ploaia de Stele, nu vă convingeam. Alla, să știi că au fost alături de tine, i-am văzut, aplaudau. Au fost, ce mai, au fost cu sufletul alături de tine. Juriu, mulțumesc. Poate vreau să spun câteva cuvinte. Bună seara, întâi felicitări, un cântec absolut emoționant. Tot ce vine din zona Rusia și apropierea din adărâng această țară este absolut sensibil, pornind de la mari scritori, Dostoevski, Cehov și așa mai departe, până la aceste cântece sensibile și trăsăturile dumneavoastră fizice sunt tipice de acolo, foarte specială sunteți și ca voce și ca prezență și ca trăsături fizice. Și aveți niște copii adorabili, să vă trăiască! Mulțumesc! Te rog, Laura! Dați-mi voie să vă spun și eu câteva cuvinte, n-am putut să mă abțin și sunt convinsă că întreaga Basarabie este mândră pentru noua lor Alla Pugačová. Felicitări! Ai spus la un moment dat că ești o mică actriță. Cred că pentru acest moment, în afară de multă, multă muncă pe care se vede că ai depus-o, îți trebuie și foarte mult talent pe care l-ai. Felicitările mele, sincer! Mulțumesc! Așa cum. Mă gândeam că trebuie să spui ceva. Vreau să spun că pe mine m-a răscolit acest cântec și mi-a adus în minte exact câteva acest, din... Exact câteva acest versuri, sentiment l-am avut și eu, parcă o vedeam pe ala... care vreau să le spun acum. Scuze-mă, Laura, o secundă. Va glubinie sibirski hrud, hraniți gordă tirpenie, ni prapadiot va scrobni trud, i dum vânsoc pe strelenie. Merge înainte, Alla Pugačová. Nu pot să spun decât un singur lucru. Bravo, te felicit! Și încă ceva. Domne, am aflat că stai în Craiova. Da. Păi fusește, dusești, ce cătași acolo la Craiova? Cum te înțelegi cu oamenii aia? Păi iată că ajunsei și mă opri acolo. Bravo, felicitări și baftă mult în continuare. Mulțumesc mult de tot. Doamnelor și domnilor, a fost Alla Pugačová. Îți mulțumim! Bravo, Alla, iată, i-ai convins până și pe copiii tăi, au fost și impresionați, bravo, ai fost extraordinar. Mulțumesc! Dragi prieteni, am ajuns din nou lângă stea, deja e o tradiție, pot spune, în momentul în care eu mă așez liniștit aici, dumneavoastră știți că urmează rezultatele parțiale ale televotingului, de aceea rog regia să le afișeze, să vedem cine conduce după ce toate cele 5 vedete au urcat pe scena Ploii de Stele. 2179, schimbarea de ierarhie, Alla Pugačová!